Să mai stăm așa 5 minute, ca să... Nu te vedeam. La cursuri, în general, participă mai mult femeile decât bărbații, dar e normal să fie așa la o adică. Asta pentru că... Mai bine nu zic asta. Pentru că e normal ca femeile să-și dorească mai mult să evolueze spiritual, deoarece ele sunt cele care au acest dar minunat de a duce viața mai departe. Și atunci, în momentul în care naști un copil, ești legat de acel copil și normal să-ți dorești ca prin evoluția ta, toate energiile care pleacă de la tine spre acel copil să fie din ce în ce mai bune și mai evoluate și mai înalte. Cred că de aici vine și dorința femeilor mai mare decât a bărbaților de a participa la astfel de cursuri. Întotdeauna am crezut și cred în continuare că suntem ceea ce emitem și nu numai că suntem noi ceea ce emitem, dar avem o mare responsabilitate și față de cei din jurul nostru. De aceea când noi suntem triști sau supărați, primii care sunt afectați, știți, sunt copiii, mai ales la mame. Nu întâmplător vă spun asta pentru că undeva acum 17 ani se năștea fetița mea cea mare, Rebecca. Astăzi am petrecut ziua cu ea și cu sora ei și cu tatăl lor și m-am bucurat așa să o văd cât de mare a crescut. Acești copii sunt de fapt niște oameni mari, mai mari decât noi. Pentru că probabil vin
au o altă evoluție deja în momentul în care aterizează aici pe planeta Pământ. Deci, mă bucur că sunt și domnul în sală. Și am făcut acest seminar astăzi, fix de ziua fetiței mele, pentru că știam că este o zi în care eu am să mă bucur. Și consider că avem mare nevoie de bucurie în această perioadă. Și nu am fost neapărat foarte bucuroasă în ultima perioadă. De aceea, acest seminar este, cum să spun, este un ajutor reciproc, ca să spun așa. Eu vă dăruiesc dumneavoastră, iar acum, astăzi, dumneavoastră îmi dăruiți. Bucuria de a trăi, nu-i așa? Este greu să spunem asta. Asta trebuie să le spun că... de evenimente astăzi, lumea se bucură. Se bucură de perioada sărbătorilor. Au fost mai multe evenimente astăzi și unele au durat mai mult decât era prevăzut să dureze. De aceea și decalarea în organizare. Bucuria de a trăi. Până acum o lună vorbeam foarte liber și foarte... Nu i-aș spune sincer, pentru că și acum vorbesc sincer când spun de bucuria de a trăi, doar că viața e făcută cu suișuri și coborâșuri și atunci ai momente când ești mai trist sau ai momente când ești mai vesel. Întotdeauna am fost o persoană pozitivă și cred că m-a ajutat foarte mult chestia asta în viață. Atunci când pozitivitatea mea nu a fost de ajuns, fizicul meu a avut de suferit. S-a transformat așa ca o gumă, ceea ce face și ziua de astăzi, dar culmea, de data asta invers, slavă Domnului. Așa. Însă pozitivitatea, nu doar mental, adică nu doar, știți că universul este mental, într-adevăr, dar pozitivitatea care vine cumva din suflet, cred că dă mai mare valoare pozitivității. Este foarte ușor să spui în fiecare dimineață, sunt happy, sunt happy, sunt happy, sunt happy. Și poate într-o zi o să ajungi chiar să crezi ce spui. Dar eu cred că este mai ușor și vom vorbi despre asta astăzi. Ca în fiecare zi să-ți găsești un motiv real de bucurie. Chiar și pentru o clipă. Și să-l cultivi și în fiecare zi eventual să-ți găsești altul și să duci clipa aceea la un minut, minutul ăla la 5 minute, 10 minute, poate chiar o oră, de ce nu? Pentru că, de exemplu, un masaj de o oră este un motiv de bucurie. Este foarte important ce intenție dăm lucrurilor care vin spre noi sau pleacă de la noi. Este foarte important să ne aducem aminte că suntem ființe luminoase și că Dumnezeu ne iubește și că ceea ce ni se întâmplă are un rost. Nu e nimic întâmplător în viața noastră. Pentru că este sfârșit de an. Și pentru că se adună așa tot ce am făcut în anul acesta și cumva toți de Crăciun ne facem recensământul, v-aș propune să începem, ceea ce nu fac de obicei la seminariile mele, să începem cu o meditație scurtă. De obicei termin cu meditația, dar vom face mai multe meditații pe parcursul seminarului de data aceasta.
tocmai pentru a găsi acea pace interioară pe care doar fiecare dintre noi o are înăuntru. Degeaba vin eu să vă spun o grămadă de lucruri. Pacea și binele și iubirea și tot ceea ce ține de voi și de sinele vostru este înăuntrul vostru. Nu e nici la mine, nici la cei din jurul vostru, nici la familia voastră, nici la copiii voștri. Este doar înăuntrul vostru. Tocmai de aceea, când noi nu suntem bine, nici ceilalți din jurul nostru nu sunt bine. Și dacă aveți norocul să fiți o persoană care să vibreze și să emită foarte multă energie, vai de cei din jurul vostru când cădeți. Cred că știți asta și pe... unii dintre voi poate chiar îl simțiți asta. Dar este ok. Totul este ok. Nimeni nu vrea de la voi să fiți top, perfect, zi de zi, minut de minut, oră de oră. Nimeni nu își dorește să fiți puternici, non-stop, și să nu aveți momente de sensibilitate. No. Cel mai important e să fiți întotdeauna așa cum sunteți și cum simțiți. Și lucrurile nespuse la timp, câteodată se întorc. Câteodată se întorc și poți să faci ceva, altădată nu mai poți să faci. Bun. Să încerc. Poate vă așteptați la o meditație... Să nu aveți așteptări. Este ceva foarte simplu, pe care puteți face și voi acasă, în fiecare zi. Sunt convinsă că după această meditație o să vă dați seama că, de fapt, știați toți acest lucru. Vă rog să stați cu spatele drept. Să respirați adânc de 3 ori, împingând cu putere aerul afară prin expirație. Să vă imaginați cum de undeva de sus vine un jet de lumină albă strălucitoare care vă intră prin chakra coroană și vă parcurge pe tot, prin tot corpul, curățând impuritățile și insistând acolo unde simțiți binevoie. Toate se scurg în pământ, în mama pământ. Lumina vine de la Tatăl Ceresc, parcurge corpul vostru și intră în pământ, la mama pământ, care cu culorile curcubeului vă trimite înapoi, prin tălpi, lumină. În momentul în care lumina a ajuns în chakra inimii, suflând puternic, spuneți, afară tot ce este rău, urât, nefolositor în mine, toxic, de acum și din alte vieți, acum. În momentul în care vă simțiți plin de lumină și știți că sunteți în contact și cu Tatăl Ceresc și cu Mama Natură, Mama Natură ajută-vă să rămâneți aici. Prostiți.
Tată Ceresc, în numele lui Iisus Hristos, iartă-ne nouă păcatele, cele cu voie sau fără de voie, cele știute sau neștiute, cele de acum sau din alte vieți, cu gândul, cu vorba, cu fapta, ca nimeni să nu sufere și nici măcar eu. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tată Ceresc, în numele lui Iisus Hristos, iartă păcatele familiei și neamului meu, al soțului, soției, iubitului, iubitei și a străbunilor mei, a socrilor mei, a copiilor mei. Cele știute și neștiute, cu voie sau fără de voie, de acum sau din alte vieți, cu gândul, cu vorba, cu fapta, ca nimeni din jur să nu sufere și nici măcar ei. Tată Ceresc, iartă toate păcatele făcute între noi cei prezenți în această sală, acum sau în altă viață. Îți mulțumim cu recunoștință. Amin. Când sunteți pregătiți, puteți să deschideți ochii și să vă întoarceți aici în sală. Foarte simplă. Atât de simplă, încât sunt convinsă că toată lumea spunea, păi da, o știam. Sau știam de ea. Este foarte puternică. Pentru că este Crăciunul, l-am rugat pe Dumnezeu să ne ajute și familiile. Iar eu l-am rugat în mod special să se facă voia sa pentru mine și pentru dumneavoastră. Pentru cei, știți cum e cu liberul arbitru, da? Să zicem că le-am făcut un cadou de Crăciun. Rugăciunea de iertare a păcatelor nu este o greșeală. Și nu este un lucru pe care să nu-l poți face. Te poți ruga pentru ceilalți, mai ales pentru familia ta. Și pentru cei care sunt trecuți în neființă, să știți că e foarte important să-i ajutați. Acestea vă spune, vă deschim și eu. Am avut de curând la Cluj, în seminar, unde au fost aproape 200 de persoane în cadrul unei conferințe de 3 zile, care se numește Sărbătorește-ți viața, organizată de prietena mea, Delia Mureșan. Am simțit acolo ce înseamnă puterea rugăciunii în grup. Pentru că mi-am dat seama că treceam printr-un moment în care eu personal făcusem tot ce putusem pentru o ființă dragă mie. Și mi-am dat seama că atunci când te rogi, cum am făcut noi puțin mai devreme,
fiecare pentru familia lui, dar într-un grup mai mare, rugăciunea are putere și se duce exact acolo unde trebuie. Pentru că dacă stăm bine să ne gândim, primul pas pe care noi îl facem, pe care ar trebui să-l facem, ar fi acela de a ne cere iertare. De a ne cere iertare, în primul rând, lui Doamne, Doamne, și apoi de a ne cere iertare celor față de care am greșit. Dar mi se pare la fel de important să și putem ierta, pentru că sunt foarte mulți dintre noi care poate reușesc să ceară iertare mai ușor, dar când vine vorba de moneda inversă, nu reușesc să ierte. Nu reușesc să ierte pentru că nu își asumă responsabilitatea. În general, e mult mai simplu să dăm pe alții. E mult mai simplu să spunem, tu ești de vină pentru ce mi s-a întâmplat. N-am ajuns încă la maturitatea spirituală de a spune, a, mulțumesc profesorul meu că ai venit în viața mea și mi-ai dat această întâmplare pe care eu ar trebui să o iau ca pe o lecție, să văd ce am eu de învățat din ea, cum reușesc eu să o depășesc, cum reușesc eu să trec peste. Mulțumesc cu recunoștință. Asta încă nu am ajuns acolo, nici eu încă. Și, dar lucrez în fiecare zi cu asta. Să știți că evoluția spirituală este o muncă zilnică. Este ca un alt job. Mie așa îmi place să spun, că e un nou job. Vă spuneam că la Cluj am avut un seminar interesant în care am vorbit despre bucuria de a trăi. Și am vorbit într-un mod în care atunci mi se părea cel mai bun mod. Între timp, în viața mea s-au întâmplat lucruri și am ajuns să mă întreb eu dacă mai pot să cred și să simt ce spuneam la Cluj. Vestea bună e că da, vestea proastă e că încerc. Dar am mare încredere în ajutoarele acestea care sunt lângă noi, pe care eu le-am simțit foarte mult în ultima vreme. Pentru că până acum vorbeam despre ele, dar în ultimele 3 săptămâni, o lună, eu le-am simțit. Efectiv am simțit cum zleagă anumite lucruri, cum desfac niște drumuri, cum îmi dau putere mie și familiei mele, cum aduc oameni care să spună o vorbă, un cuvânt. Le-am simțit. Deci, să știți că ajutoarele din jurul vostru există. Din totdeauna am crezut în îngeri. E cineva aici care nu crede în îngeri? Și dacă ar fi, nu spune. Din totdeauna am crezut în îngeri. Există, o să spun câteva lucruri pe care le spun de obicei la seminar pentru cei care n-au mai fost la seminarele mele. Îngerul vostru păzitor stă pe umărul stâng. Dacă sunteți dreptaci, dacă sunteți stângaci, stă pe umărul drept. Așa că puteți să-l salutați, pentru că e chiar aici, lângă voi. Puteți să-i spuneți bună, pentru că el este acolo din totdeauna. Și vrea să știți că vă iubește necondiționat. Că nu este aici nici ca să vă judece, nici ca să vă critique. Este aici, acum cu voi, ca să vă susțină. Nu să facă munca în locul vostru, dar să vă susțină. Eu dau cel mai simplu exemplu, acela cu locul de parcare. Încercați cu lucruri simple ca să ajungeți să înțelegeți cum să lucrați cu îngeri. Luați un exemplu, locul de parcare. Vreau un loc de parcare fix în față la mall, să fie și pe stânga sau pe dreapta. Și se întâmplă.
E adevărat că în prima dată, a doua oară, a treia, a cincea, a șaptea, o să zice, am avut noroc. Adică, e o întâmplare. Apoi o să începe să căpătați încredere. Mai e un lucru pe care l-am simțit în ultima vreme. Pe lângă îngeri și arhangeli, există entități de lumină, să-i spunem maestrii spirituali, să le spunem așa, da? Care vin pe anumite domenii sau situații specializați pe situația și pe domeniul respectiv. Asta am simțit-o și în Brazilia, dar am simțit-o și acum în ultima vreme. Așa că nu există nimic mai frumos decât să fiți creativi. Dumnezeu iubește oamenii creativi. Începeți să vă gândiți cum ar vrea să fie viața voastră. Începeți să zugrăviți niște culori frumoase. Nu faceți mari atașamente pe situațiile care vi se întâmplă. Și uite, vă spun... Da, știu, mă. O să vă spun zâmbind. Pentru că până acum n-am putut să o spun așa. Știți cum e, teoria ca teoria, dar practica când vine peste tine e dură. Nu faceți atașamente pe situații sau pe oameni. Și începeți să fiți creativi cu viața voastră. În momentul în care o să începeți să fiți creativi cu viața voastră, o să începeți să simțiți ajutoare nebănuite. Câți din sală sunt la jobul lor perfect? Adică câți din sală au jobul pe care și l-ar dori, în afară de domnul Gerșan? Care l-are doar perfect. 2? 3? Perfect în sensul 4? Restul? Nu. Câți din voi nu aveți job? Tu ești studentă. Bine, și job. Bun. Nu întâmplător spun asta. De ce? Vorbim de job, da? Jobul, ăla care este așa cum trebuie să fie, va duce și abundența. Acum, când spun abundență, nu vă gândiți că o să câștigați acum duminică toți la lot. Doamne, știu? E un joc, dar am zis și așa. Și de fapt, nu mă gândeam la mine, mă gândeam la tata, că el e cel care joacă din totdeauna și am și zis, tata, dar continuă să joci, pentru că tu măcar joci de 20 de ani în fiecare duminică. Acum, că nu ai câștigat decât câte un milion sau 20 sau... Cine știe, într-o zi... Poate te aștept și mama de acolo de sus, acum ia. Uite, în continuare, că el joacă întotdeauna numerele noastre... cifrele noastre de la datele noastre de naștere. Deci nu joacă aiure. Ca aiurea. El asta joacă. Nu știu, 23, 20 și așa mai departe. Deci cu un job care este pe sufletul tău, vine și abundența. De ce vine abundența? Vine pentru că ele sunt mână în mână. Nu știu dacă v-a spus cineva până acum, sau poate v-am mai spus eu, dar banii sunt iubire. Și eu până acum am vorbit la seminarii mele despre bani. Nu știu de ce vreau să vorbesc astăzi, oricum nu mi-e unul. Până și foaia aia pe care mi-a pregătit domnul meu dat acasă. Așa că e la liber. Mă întorc la bani. La primul meu seminar am scris 16 pagini. Față versă. 16. Am stat pe rămână și vedeam că de câte ori citeam din foaia aia, lumea se foia în sală. Le-am lăsat. No. La al doilea seminar am scris pe un carnețel vreo 5-6 pagini pe un carnețel mic. N-am citit decât o frază din carnețelul. De atunci nu mai îmi scriu. Astăzi, eu, pentru că poate nu sunt la maximul meu, potențialul meu maxim, am zis hai să scriu
să-mi scriu niște idei. Le-am uitat acasă. Deci este clar că eu trebuie să vorbesc. Și să vorbesc, nu să vorbesc, să fiu un canal. Da? Deci eu transmit. Ne întoarcem la bani. Și o să vorbim de iubire. Probabil că în sală sunt în două categorii. Chiar dacă nu vrei să recunoaște, dar probabil că da. Bani. Banii sunt iubire. Banii sunt făcuți să circule. Cu cât îi țineți la ciorap sau sub saltea, cu atât nu vin la voi. Pentru că nu le dați drumul în natură. Banii sunt făcuți să vă facă pe voi să vă simțiți iubiți. Dar când ajunge banul să vă conducă vouă viața și să munciți doar pentru bani, atunci se oprește robinetul. Este greu să schimb tipare și mentalități. Știu. Și nu fac o proiecție. Eu știu că lucrez în fiecare zi cu mine și încă am o grămadă de chestii. Încă mai țip la copii când îi văd coborând scara aia fără pantofi. Papucearică. Pe marmură. Și îmi dau seama că de fapt e doar mama care țipa la mine când ieșeam desculță pe gresie. Pentru că copiii mei chiar n-au răcit niciodată și nu mai descurțe umblă. Dar este, și la mine în casă e cald. Dar este un tipar, da? V-am dat exemplu de un tipar, da? Și o să vă mai dau exemplu de un important. Deci avem o grămadă de tipare în cap. Pentru a șterge aceste tipare, trebuie o muncă cu noi, zilnică. Unul din tipare este că banii ne aduc fericire. Surpriză! Da, nu prea sunt nefericite în care am. Sau cel puțin... ne place nouă să credem. Ai, bunga, dar e trist, am râs săracu. Nu? E bine! Da, e la minimalele, lasă, dar uite ce trist e, n-are nici de-aia, nici de-aia, nici de-aia. Adevărat. În viață toți putem să avem exact ce ne dorim. Da? Dacă eu cred că sunt tristă, tristă o să rămân. Acum sunt un pic tristă, da? Sper să-mi revin. Deci banii sunt iubire. Un job bine ales, care să vă mulțumească și din punct de vedere emoțional, automat vă face creativ, creativitatea vă aduce abundență. Abundență care vă este destinată. Deci sunt foarte mulți dintre voi care aveți senzația că nu meritați să fiți iubiți, să aveți bani, să... Nu este adevărat. Meritați tot ce este mai bun. Este doar în capul vostru că nu meritați. Pentru că chiar meritați. Iar îngerii sunt primii care vă spun că meritați și că ei sunt lângă voi ca să vă ajute. Bun. Deci cei care nu au job-ul potrivit ar putea să înceapă să se roage la îngeri și să își facă așa pe un bilețel o descriere a job-ului perfect. Nu știu. Cine face un job? Să uitați un exemplu. Face un job, dar și-ar dori să facă altceva. Cine poate să-l ia un job? Asta nu toți ar strica mâna la job-ul perfect. Deci... Trebuie să fie cineva. Cum? Nu vrea nimeni să ia cuvântul. Domnișoară, din asta care nu am făcut. Ce job ați dori să găsiți? Eu? Eu? Da. Job în domeniul pe care l-am studiat, să zic așa, comunicare, în scriptul zona asta. Asta cu studiatul. Dar inimioara ce zice? De o comunicare? Poate jurnalist. Păi bine. Sunt foarte mulți oameni, printre care și eu. Și jurnalist nu e tot comunicare? Ba da, dar se referea la genul ăsta de comunicare. Bănesc că la multinaționale și de-astea, un job de genul ăsta. Nu neapărat. Da, dar din tot ce ați dorit, de fapt vreți să fiți ziaristă. Și n-ați fost.
Ba da, am fost. Și? Fac o pauză acum mic. Faceți-o pauză. Iată. Nu le dați dacă la care astăzi, da? Da, absolut. Încă ne-am obișnuit, zici. Doar într-o vacanță. Șoc a fost prima dată, de acum încolo. Deci, șocurile sunt atunci, pe loc, după tot ce vine după șoc, am mai trecut până asta. De-aia câteodată și șocurile sunt bune. Da? Și când avem senzația că derumă lumea pe noi, de fapt, e doar o lecție. Bun. Pe hârtiuță. Scriem tot. Inclusiv, nu știu, poate vreți să lucrați la OK Magazine la Londra, de ce nu? Nu neapărat la București, nu? Scriem tot și începem să ne rugăm. Știți că ce scriem îi dă putere energetică, da? Scrieți pe hârtiuță ce doriți de la jobul dumneavoastră perfect, ca și cum l-ați avea deja și mulțumiți cu recunoștință. După care, la sfârșit, puneți o întrebare Universului. Ce aș putea eu să fac ca ceea ce am scris să devină realitate? Pentru că, de multe ori, noi am învățat teoria și știm că trebuie să vorbim ca și cum lucrul s-a întâmplat deja și să ne proiectăm în viitor ca și cum e gata, el s-a rezolvat, nu știu, deja eu să vă plajă în Hawaii, not cu delfini. Și închid ochii și chiar dacă sunt și o bună meditatoare, era să zic, o bună persoană care intră în meditație bine, poate chiar și simt, adică închid ochii și mă simt că not cu delfini. Da, e bine. Dar mai avem de făcut partea de aici, de unde suntem, până aici unde se și întâmplă. De asta este bine să punem întrebarea la sfârșit Universului, ca Universul să ne trimită informația cu ajutorul îngerilor și a oamenilor din jurul nostru, care câteodată devin îngeri. Vi s-a întâmplat? Da? Să vă aducă în punctul respectiv. Pentru că asta cu dorințele și cu scrisul pe hârtie și cu realii, cum să spun eu, mulțumesc cu recunoștință că așa am făcut-o și eu, ani de zile, și încă mai am niște binețele care nu s-au întâmplat. Asta și pentru că, de multe ori, avem senzația că trebuie să vină de undeva din afară. Și că trebuie să vină cineva, am trecut și prin stadiul ăsta în care mă rugam, fică pară mă lăiasă, în gura lui tată pleață. Nu, trebuie să facem și acțiuni. Iar acțiunile, atunci când nu știm cum să le facem, e foarte ușor să cerem ajutor și vom fi ghidați. Deci am zis despre jobul care trebuie să fie un job care să ne aducă nouă plăcere și bucurie și automat abundență. Și vă spuneam despre tipare. Vreau să vă povestesc o întâmplare destul de grea pentru mine. Da, asta este. Din care vreau să vă spun că tiparele vin peste voi când vă așteptați mai puțin. Și că unele dintre ele sunt atât de subtile încât de multe ori trăiești toată viața cu ele fără să știi că le-ai avut. Dar cum acum energia se schimbă și lucrurile se întâmplă, poate o să vă regăsiți în situația aceasta, de aceea am să vă povestesc. Și nu neapărat în situația asta a mea, în situație ca situație. Deci nu chiar exact în ce vă spuneam. Și vă spun asta mai ales atât bărbaților cât și femeilor care transmit prin energia lor copiilor. Când o duceam pe mama la spital cu o săptămână înainte să moară, o țineam de mână în salvare și
mi-a spus un lucru. O singură frază mi-a spus. De la Breaza până la București. De fapt, nici măcar o frază. Un cuvânt. Un cuvânt care în mine a născut așa un fel de domino. Și a venit așa. Adică parcă mi-a picat o fisă care a picat într-o fisă, într-o altă fisă. Exact ca domino. M-a strâns, cum mă mângâiam eu așa, m-a strâns de mână și mi-a spus apreciez. În momentul acela, poate și pentru că, vă spun, am câteva ajutoare care mă ajută să împice anumite vise în anumite momente. În momentul acela am realizat un lucru important, spun eu, de care încă nu m-am ocupat, dar când o să mai revin un pic din pumne, o să mă ocup. Practic, toată viața mea, de când mă știam eu de mic, eu am căutat aprecierea mamei mele. Tot ce făceam era ca ea să o pare. Și ea nu vedea. Nu vedea de ce? Pentru că era foarte ocupată. Mama mea a fost șefă de restaurant. Tot timpul era la restaurant seara. Era foarte ocupată. Și nu numai asta, doi, nu știa bine românește, mama mea fiind un guroaică. Eu mă duceam cu compunerile mele, cu notele mele de 10, cu olimpiadă, etc. Iau-te, mama, poftim, uite, lasă-mă. Deci, nu, efectiv. Acum îmi dau seama, seara, dar nu că nu vrea să... Dar ea nici nu înțelegea jumate din ce citeam eu acolo, mai ales că eram talentată și scriam frumos. Da? Deci tot timpul am căutat aprecierea mamei mele. Să-mi spună că fac bine. Să-mi spună că, nu știu, că sunt bună. Că am luat note mari, că bravo, că nu știu ce. Nu, era ceva absolut normal. Dacă luam un 9, era un dezastru. Da? Probabil când eram mică, simțeam mai mult asta. Crescând, nu am mai simțit nevoia de a cer și aprecierea ei, să zicem, da? Dar ce-am făcut? Mi-am luat un soț după chipul și asemănarea ei. Deci gândiți-vă că toate astea eu le-am înțeles în drum de la Breaza la București în Salvare. Și mi s-au confirmat seara târziu când am ajuns acasă. Și o să vedeți și cum. Mi-am luat un soț după chipul și asemănarea ei. Nu numai că după chipul și asemănarea ei, în sensul că la fel, ca și caracter, temperament, nu știu cum să-i spun, ca și fel de a fi. Tot șef, tot mama leu cu ascendent în leu, tata fecioară, zice. Vă dați seama, săracul pe tata. Cred că pentru el e cel mai greu. Și mă bucur că nu plâng, nu știu de ce nu plâng, cred că am niște ajutoare suplimentare. L-am luat după chipul și asemănarea mamei. Nu numai că era leu cu ascendent, leu, șef și așa. Erau născuți în aceea zi. Adică el e născut în aceea zi. Bun. Dar de ce? Căutam tiparul, că nu rezolvasem tiparul. Inconștient, deci. Acum eu vorbesc conștient, pentru că mi-am dat seama de... Gândiți-vă câte tipare aveți de care nu sunteți conștienți. Și la fel. Eu cum știu asta. Whatever. N-am zis că nu mă iubește sau că nu mă iubea mama. Nici nu are legătură cu iubirea. Eu vorbeam strict de arătarea aprecierii. Sau cum să zic, cerutul și văzutul. Și arătatul și... Da? S-a terminat cum s-a terminat, tocmai că nu am găsit calea de mijloc, nici aici. Ce credeți că am făcut eu? Eu cu copiii mei... Și copiii mei când iau notă de 10, eu le fac medalii. Ele iau tot timpul note de 10. Dar eu sunt genul, să-și
citesc o ampulea, stai și mai citește mi-o dă. Pe genul, să fac altfel. Fără să mă gândesc, mama, eu fac altfel decât făcea mama cu mine. Nu, venea dinăuntru, deci nu mai puneam pe seama acestui lucru. După ce stau 5 ore la spital, nu mai bolnav să nu fi în țara asta. Unde, bineînțeles, deci nu. N-are nici n-are sens. N-are sens să discutăm despre asta. În seara aia, noaptea aia, o las pe mama, o internez într-un final, vin acasă. Fica mea, cu două zile înainte, vineri, dăduse un examen dat de americani, în care luase cea mai mare notă de din clasa ei și din școala ei. Ceva de gen. Da. Eu am fost așa de fericită că maică nu i-am făcut un tort, nu o medalie de cartof, cum de fapt de obicei. Și am lăudat-o și am zis, vai, doare, Peca, ce mândră sunt de tine! Seara, înainte, vin, mă pun pe o canapea, obosită, stoarsă. A doua dimineață la 7 aveam avion, trebuia să plec la Timișoara, unde aveam seminar. Cu gândurile mele, să-mi asum, să nu-mi asum, să plec, să nu plec, să anulez, să rămân. Deci, uite așa. La ora 1 noapte, duminică, în timpul școlii, aud, dintr-o cameră în alta. Aaa, ești ipocrită! Aaa, ești... Eu am lenit. Lec-i în pământul. Și zic, ce s-a întâmplat? Și prima oară. Era și prima oară când ne lăsam cumva... Na, că sunt mare, are 17 ani, nu le mai țineam bună. Când venea taică-su seara să stea cu el în săptămâna aia, da? Poate pleca femeia la 10 și el venea la 12, mai stătea o oră, două, sigur. Era prima dată în viața lor când eu le lăsam. Adică să plec și să le las. Spui, așa mă faceți voi pe mine să plec și să-mi dați încredere că tot o să fie bine săptămâna asta, că lipsesc mama în spital, voi vă certați, ce se întâmplă? Mi-a luat... ăsta de la încărcător. Mufa aia. Păi nu aveți fiecare câte o mufă. Că nu, că tot timpul și-o uită la școală sau pe unde se duce pe la colegi și uite. Rebecca îi spunea Gloria, da? Și Gloria spune, da, dar tu când ți-o uiți, eu ți-o dau pe-a mea. Eu eram, deci, repet, epuizată și am zis, gata, stop. Deci, nu mai vreau să aud nimic de mai niciuna dintre voi două. La care fiica mea cea mare a început să plângă și a țipat la mine și ne-a zis, da, tu, care nu mă apreciezi niciodată și nu ești mândră niciodată de notele mele. Deci, eu am rămas tablou. Credeți-mă, după tot ce simțisem în drum de la Breaza la București, unde îmi dădusem seama că, de fapt, toată viața mea, eu am un telefon nou și nu știu, frate, trebuie să umblă cu el, nu știu să-l pun nici pe site, nici pe... Nu știu să răspund, nu știu nimic. Deci, dar nici numele, nici nu știu cine sună, așa. Da? Tati, tu erai... Acum am dat seama de ce trebuia să răspund. Tati, sunt în seminar. Ești chiar așa de rău? Au ajuns, au ajuns și rămân la mine. Stai liniștit, te sun eu după seminar, da? Te faci bine că de Crăciun vreau să fii la mine. Pa! Bol de tot. Bine, te pui. Pa! Deci vă dau seama, da, era tata. Continuă să merg. Vine și un telefon de ziua mea și abia acum la poate funcționează și nu știu să facă tehnologia asta. Deci în noaptea aia am realizat că de fapt tiparul meu din copilărie, unde vroiam aprecierea mamei mele, l-am dus mai departe în adolescență, l-am dus mai departe în căsătorie, l-am dus mai departe de la l-am dus până l-am dat în genă copiilor. Deci nu prin acțiunile mele, că eu prin acțiunile mele
Ea nu avea cum să vină să-mi spună mie așa ceva. Pentru că nu exista, eu știu cum fac. Și atunci mi-am dat seama. Wow. Vă dați seama ce responsabilitate avem? Vă dați seama cum circulă energia asta? Cum ai o problemă cu un copil al tău. Și nu, adică, nu știu, să dăm un exemplu. Dacă aprecierea deja mi se pare fără la ureche. Nu știu, te bate bărbatul sau soția. Că se întâmplă, da? Și după aia îți dai seama, copilul tău nu mai... Băi, îți drăguță de cea acasă. Da? Și tu, de fapt, zici, Doamne, de-aia nu i-am spus, de-aia am apărat-o, de-aia am învățat-o, de-aia nu știu ce. De fapt, noi transmitem toate tiparele. Toate tiparele. Alea toxice, alea nesănătoase, alea care nu sunt așa cum ar trebui să fie. Toate că totul e exact așa cum trebuie să fie, dar care nu ne sunt nouă benefice, noi nu doar că le cărăm cu noi. Noi le transmitem mai departe copiilor noștri. Și hai că mama ca mama, că zici că e copilul, poartă în bută. Nu, domnilor, și de la tată să iau aceleași energie. Și atunci am înțeles în noaptea aia. Și am zis, asta e... Păi... De cine trebuie să fiu eu apreciată? De mama, de Nelu, de copii, de... Nu. Hai să schimbăm registrul. Doamne, doar tu ești în putere să apreciezi nota mea la română sau ce-am făcut bine sau ce-am făcut rău și să mă mângâi. Pentru că, după cum vedeți, când așteptăm de la alții, ne facem așteptări, tot noi intrăm în suferință. Și vă spune una care a suferit de scenarită toată viața ei. Pentru că sunt săgetătoare, pentru că sunt artistă și pentru că... Na, nu știu, așa a fost să fie. Deci la întâlnire, dacă venea unul cu trandafirul pe stânga și eu în mintea mea îl vedeam venind pe dreapta, deja... Deja era o problemă. E adevărat că nici acum nu mă urc în mașină dacă nu se deschide ușa, dar... Tipare. Așteptări. E, încerc să scăpăm de ele, dar nu chiar de toate, că asta ține și un gentleman, așa. Dar iar ai pus tiparul lui să fie un gentleman. Însă, dacă noi am emite lucruri cu adevărat importante pentru noi, acel gen de persoane, acele persoane vin spre noi. Da? Ce emit, aia primesc. Toate prietenele mele spun prietenilor lor, dar Perita, de ce? De ce îi stai scaunul? Dar de ce îi deschizi ușa la mașină? Dar... Și exact același cuvânt vine peste noi. Pentru că ea apreciază. Și așa este. Eu întotdeauna am apreciat. Iarăși un alt tipar, bărbații gen tata, care în fiecare minică se ducea la piață, și vedea cu flori. Și mama zicea, ea mi-a adus bucurie, mi-am curtea prima. Aprecia. Da, aprecia. Nu, cred că aprecia, dar nu știa cum să o spun. Să exprim. Da. Care nu începea să mănânce până nu ne așezam toți la masă. Care trăgea scaunul, mama sa, dacă ieșeam undeva sau îmbrăcat, foarte atent, nu numai cu ea, și cu mine, și cu orice femeie care era în jurul lui. Sau este în jurul lui. Acum e mai sigură. Și e și bună. Are ce drău. Dar sper să se facă bine. Nu sper, sunt sigură, până de Crăciun. Ca pe 24 seara să fie cu noi. Aici, la București, să vină Moș Crăciun să-i aducă o capă. Da. Chiar v-ați scris scrisorile pentru Moș Crăciun? Nu? Dar credeți în Moș Crăciun? Eu da. Și eu.
La mine, în fiecare an de ajun, pe 24 seara, se face o cină frumoasă. Unde se adună prieteni dragi și unde vine Moș Crăciun și unde toată lumea intră în spiritul al Crăciunului, pentru că eu iubesc foarte mult Crăciunul și eu ca eu, dar cred că de la Rebecca înapoi spre mine a venit chestia asta. Ea iubește foarte mult Crăciunul. De când era mică, fetița mea de 17 ani, ea iubește foarte mult Crăciunul. Spiritul de Crăciun. Acum, dacă mergeți la noi acasă, camera ei e toată decorată. De pe 1 decembrie, între 1 și 5, ea este, bine, e și născută pe 20 decembrie, dar iubește foarte mult Crăciun. Și vă dați seama că la noi vine în fiecare an Moș Crăciun și aduce cadouri la toată lumea. Absolut toată lumea. Inclusiv lui Bea. Care și Bela are o tipă. Da. Bun. Am vorbit de job și de abundență și de a dori, de a scrie pe hârtie o dorință exactă în care cerem, de fapt mulțumim cu recunoștință pentru ceea ce ne dorim, după care punem întrebarea, și acum, ce trebuie să fac eu, Universule, ca să ajung să se întâmple acest lucru? Am scăpat de lunile pline, dar să știți că luna plină este o modalitate importantă de a spune rugăciuni și de a-ți spune dorințe. Atunci când este lună plină, la fel, dacă scrieți dorințele pe hârtie și le dați foc, apropo, dorințele să aibă legătură cu voi, nu pe genul să se întoarcă ăla la mine. Da? Că este... N-are legătură cu voi. Are legătură cu celălalt. Da? Dorințele să fie în legătură cu voi. Ce vă doriți voi pentru voi. Nu ce vă doriți să facă alții pentru voi. Da? Important. Nu știți de ce? Pentru că s-ar putea să vină. Și ori plătiți parte părți, ori nu vine când vă așteptați voi. Adică îl chemați să vină, să vină, să vină. Și el nu vine în anul ăla. Vine peste vreo 5 ani, cioc-cioc la bună, ce cauți aici? Scătării la copii? Adică, păi nu l-ai chemat tu? Păi nu. Așa cu toate dorințele, să știți. Că toate dorințele se întâmplă. Tot ce vă doriți, mi se întâmplă. Și atunci, nu e mai bine să învățăm să dorim pe pozitiv? Cum este român? De obicei spune așa, nu vreau să plouă mâine. Și plouă. A, Dumnezeu nu m-a ascultat. A plouat. În loc să spună, îmi doresc ca mâine să fie soare. Și aceea să fie dorința. Pe pozitiv, nu pe negativ. Noi încă nu reușim să gândim pe pozitiv. Deocamdată, noi gândim pe negativ. Dar, o muncă zilnică, exact cum vă spuneam, ca un job, veți reuși să schimbați tipare și să schimbați, nu doar în voi, să schimbați în generațiile care urmează. Pentru că acum eu înțeleg ce înseamnă din moși strămoși. Este clar că se adună tot felul de informații, energii, care se duc de la noi către alții. Foarte interesant. Ce puta muzică! Probabil că e momentul să vă dau o pauză de 5-7 minute să mergem la toaletă. La tablou. Da. Da. Păi da, asta am zis. Vă dau o pauză de 5-7 minute.
de bucuria de a trăi. Bucurie care unora ne lipsește. Și când spun ne lipsește, mă bag și pe mine în această categorie, pentru că încă nu am reușit să o mențin constant. Pare ciudat că poate ziceți, a, bucuria de a trăi, cum? Păi eu mă bucur. Poate că voi vă bucurați, nu știu. Dar eu, din punctul meu de vedere, cum simt eu că ar trebui să fie acea bucurie de a trăi, nu reușesc să o mențin constant, deocamdată. Bine, nu e bună asta, că a fost o lună grea, asta ne mai avem, toți trecem prin asta. Bucuria de a trăi, cred că este singurul lucru pe care Dumnezeu îl vrea de la noi. Adică ca să vrea ceva de la noi. Dacă ar fi să vrea ceva de la noi, El cred că doar asta vrea de la noi. Nu să fim nu știu cum sau nu știu cum, nu să ne judecăm, nu să ne punem la zid, nu să ne punem în genunchi pe coș de nu, că n-am făcut nu știu ce, că n-am zis nu știu ce, că nu aia, că nu aia, că nu aia. Deja când facem toate chestiile astea și ne judecăm și ne certăm și ne maltratăm singuri, deja clar nu poate să fie, nu are cum să fie discuție despre bucuria de a trăi. Pentru că atunci când spui bucuria de a trăi, spui de fapt o împlinire totală. N-ai cum să te simți împlinit dacă te judeci că, nu știu, ai întârziat să iei copilul de la școală. Că era trafic și trebuia să pleci mai devreme cu jumătate. Nu știu, v-am dat un exemplu. Bucuria de a trăi ar fi probabil cea mai frumoasă, cel mai frumos dar cu care noi am putea pleca atunci când plecăm de aici spre casă. Adică să poți să închizi ochii și să spui, băi, sunt fericit. Măi, deci eu chiar sunt fericit. Am trăit, am simțit, am mâncat, am băut, am iubit. Am făcut tot ce am simțit eu că e bine pentru mine, normal. Fără să faci rău la alții, pentru că aia nu mai e bucurie de a trăi. Și iertându-te dacă prin gesturile tale, fără să vrei, ai mai rănit pe cineva în jurul tău. Pentru că știți sau nu știți, am o veste pentru dumneavoastră. Toți oamenii din jurul dumneavoastră și din viața dumneavoastră vin și pleacă. Doar voi cu voi rămâneți. Și dacă voi nu vă puneți și nu vă tratați la adevărata valoare, ceilalți care sunt trecători, cum credeți că pot să facă? Mama, tata, profesorul, profesoara, colegul, colega, iubitul, iubita, copilul, socrul, soțul, soția. Azi sunt, mâine nu sunt. Voi în viața voastră, constanta din viața voastră, sunteți voi. Eu cu mine. Eu cu mine voi trăi, eu cu mine, toată viața mea când voi trăi pe acest moment. Doar eu cu mine. În rest, oamenii din jurul meu, de la părinți până la copii, se schimbă. Tot timpul se schimbă. Nu zic că dispare iubirea, copiii pleacă la școală, normal că iubești, dar nu mai rămân cu tine, cum și eu am plecat de lângă părinții mei, nu? Deci constanta din viața voastră sunteți voi. Începeți să vă dați valoare. Începeți să realizați că sunteți ființe luminoase pe care Dumnezeu le iubește necondiționat.
că apropo de faptele voastre pe pământ, sunteți singurii răspunzători și tot vouă o să vă dați socoteală. Și în funcție de ce ați făcut, ce ați vrut, mai veniți, mai faceți odată un gherghef ceva. Dar peste tot și toate, ce e cel mai important, e bucuria aia pe care nu știu câți dintre noi o avem cu adevărat. Câți dintre voi sunt bucuroși de dimineață până seara că există pe acest moment? Nici măcar nu. Adică, bucuria de a trăi este diferită pentru fiecare. Eu am zis. De a trăi e diferită pentru fiecare. Așa este, dar am zis câți dintre voi constant, de dimineață până seara, fără să o aveți constant. Da. Și ea poate veni tot din diverse lucruri. Eu am vorbit de toată ziua. De cam am rezolvat cu toată ziua, deci nu e nimeni. S-o luăm gradat. Exact cum vă spuneam la început. Acest seminar este vorba despre bucurie. Acea bucurie ne suntem datori noi nouă să o găsim în fiecare zi. La început, în doze mici, pentru cei care nu au deloc sau nu o resimt, că poate o aveți și nu vă dați seama. La început, în doze mici, în timpul zilei, la un moment dat, poate faceți ceva care vă trezește așa o bucurie și atunci spuneți: a, pe ziua de astăzi, ăsta este momentul meu de bucurie. Și l-ați avut și l-ați și conștientizat. Pentru că totul vine, cum v-am spus, printr-o muncă. Noi cu noi. Ați conștientizat momentul de bucurie. Să zicem un moment. Poate data viitoare, exact cum vă spuneam, faceți un masaj de o oră. Mamă, deci astăzi am avut o oră de bucurie, relaxare, în care nu m-am gândit la nimic. Toată viața mea era roz, nu mi-a sunat telefonul, nu a enervat copiii, nu s-a întâmplat nimic, nu am făcut tot pentru. Totul e roz. O oră doar pentru mine. Astea, momentul care... Acestea sunt întâmplări care sunt, să zicem, în programul vostru. După care, începeți să le faceți intenționat. Astăzi am 5 minute, ia să vedem ce fac eu astăzi, 5 minute în viața mea, care să-mi aducă mie bucuria aia pe care Dumnezeu ar vrea ca eu să o simt. Și fiecare aici intervine, fiecare ce simte sau ce îl face fericit. Că poate pe mine mă face fericită, deschid geamul să mă uit la soare și să zâmbesc. Sau să mă uit la o floare, sau să ascult o melodie. Sau sunt în mașină și cântă melodia mea preferată, dau drumul, chiar dacă e trafic și stau de 10 ore la romană. Dar cântă, nu știu, Celine Dion. Fac, dau tare și așa stau degeaba, nu? Vezi, mă bucur 3 minute cât ține melodia. Chiar dacă în mod normal nu ești exact în situația în care te bucuri, mai ales dacă ai întârziat undeva. Da? Dar putem să ne creăm acele momente de bucurie și creându-le și adunându-le, o să vedeți cum, încetul cu încetul, o să simțiți altfel energia din jurul vostru, ajutoarele din jurul vostru și mai ales ceea ce emiteți voi. Pentru că eu am spus, sunteți ceea ce emiteți. Emiteți tristețe, supărare, n-am bani, eu nu sunt iubită, nu aia. Aia atrageți. Nu-i aveți și nu știți cum să... Ca la școală. Păi ce, la școală când vă ducea, știați lecția dinainte? Nu. Puneți mâna pe afirmații pozitive și 10 minute pe zi sunt frumoasă, sunt bună, sunt deșteaptă, sunt frumoasă, sunt bună, sunt deșteaptă. Sau whatever, fiecare ce are de rezolvat.
este ca un job, cel puțin la început. După care intri așa într-o calmitate și mai vine realitatea cu că se una peste tine. Gen, cum a venit peste mine, cum a... aveți voie să vă simțiți un pic de busolați? E normal. Ok, trageți aer în piept, mai plângeți noaptea că nu vă vede nimeni. Dar nu abandonați tot ce ați făcut până acum, până atunci. Și în niciun caz nu mai dați vina pe Dumnezeu. Pentru că noi suntem foarte buni specialiști în a da vina pe cineva. Și când ăla de lângă noi nu mai e de vină, că, na, câteodată e chiar evident că noi suntem de vină sau așa, a, Doamne, dar de ce ai inventat asta? Dar de ce ai făcut asta? Doamne, dar de ce? Păi hai să-mi fim înapoi, să vedem. Ce-ai făcut tu? A făcut asta și cu asta și cu asta, care au dus la asta și cu asta și cu asta și a venit ăla care a făcut asta și cu asta și cu asta și, de fapt, cine e de vină? Tu. Și vă mai spun un lucru. Să știți că nu întotdeauna lucrurile rele care vi se întâmplă sunt rele. Poate în momentul ăla, când sunteți atașat de situație, aveți senzația că e sfârșitul pământului. Dar după o perioadă, o să vedeți că se schimbă ceva. Și o să înțelegeți de ce s-a întâmplat un lucru. Și ce anume a schimbat el în viața voastră. Nu știu dacă v-am mai dat exemplu cu contabilul care la 50 de ani este dat afară de la muncă. Pentru că el s-a dus să facă contabilitatea trimis de părinți. Și la 50 de ani, cu o viață de muncă, pe scaun la contabilitate, în toată tristețea și lui și nu mai suport și m-ați săturat și m-ați săturat. I-a dat afară de la muncă. Și aolo, gata, s-a terminat viața mea. Dar se duce într-un bar de karaoke, pune mâna pe un microfon și cântă. Și viața lui se schimbă, pentru că el, de fapt, a făcut facultatea pentru că nu putea să fie cântăreț, că mama și tata n-au fost de acord niciodată. A stat până la 50 de ani, pentru că, na, astea erau vremurile, și a trebuit să vină o pleașcă din asta imensă și mare, să-l dea afară de la mă, să-l scoată din zona aia de confort și să-l aducă să facă ceea ce era scris pentru el să facă. Să cânte, să bucure oamenii cu vocea lui. Iată, drept exemplu, zidarul Costel, sau cum îl chema pe ăla? Busel. Busel. A venit de unde a venit, n-a avut încredere în el, în talentul lui, cânta doar pe schele, l-a auzit cineva, l-a dus și iată. Nu cred că mai ține bistria în acum, dar ține microfonul. Și o face foarte frumos. Asta e un caz fericit. Că s-a întâmplat relativ repede. Tocmai de aceea, când nu vă simțiți bine, într-o situație, într-un job, într-o relație, începeți să ascultați. Închideți ochii și cereți îngerul lui vostru păzitor și îngerilor voștri ajutor. Intrați într-o meditație, nici măcar nu trebuie să fie una din aia senzațională de ore în șir. Intrați în meditație și spuneți ce am eu de învățat din situația asta, ce se întâmplă de fapt. Ce mesaj să primesc ca să pot să înțeleg ce mi se întâmplă? Și o să primiți mesajele, dar este necesar să fiți și atenți și să le și luați în seamă. Pentru că de foarte multe ori mesajele vin peste voi. Aveți nu știu ce... aveți o problemă interioară și vreți să faceți ceva și nu găsiți soluția, dar ele sunt în jurul vostru. Na, poate aveți un prieten ca mine sau ca alții care... vă duceți la el, povestiți și vede cumva, de fapt, mesajele. Dar nu toată lumea
poate să apeleze la cineva care crede și are încredere în mesaje. Asta pentru că nu, poate nu sunt în jurul vostru. Însă, nici eu, apropo de ce vorbeam mai devreme, nici nimeni, nici cel mai mare guru, nu poate să înțeleagă mai bine decât voi, dacă dați atenție, mesajelor care vin spre dumneavoastră. Nimeni. Eu pot să mă dau cu părerea. Sau pot să trec prin filtrul meu. Sau pot, ca la carte. Nu știu, aia, da, aia înseamnă aia. Și probabil că asta este ideea. Cel, întotdeauna, la o problemă, răspunsul se află înăuntru problemei. Și întotdeauna, la absolut tot ce vi se întâmplă în viață, răspunsul este în interiorul vostru. Trebuie doar să vă liniștiți, să faceți un pas în spate, să închideți ochii și să întrebați de ce? Ce s-a întâmplat în noaptea aia? Cum am întrebat eu. De ce? Ce n-am făcut? Ce trebuia să fac? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Atât a fost bine. Iar noi, când dorim ca ceilalți din jurul nostru să facă anumite lucruri, de cele mai multe ori suntem egoiști. Pentru că dorim noi ca ei să facă lucruri care să ne facă pe noi să ne simțim bine. Dacă tu te rogi ca iubita soția ta să rămână lângă tine și totuși ea decide să plece și tu te întrebi, da, de ce? Poate vine un răspuns prin care, a, da, puteai să faci mai mult într-o anumită direcție sau poate e mai bine pentru ea așa. Dar asta înseamnă tot asumare. Iar asumarea vine, în primul rând, de la asumarea responsabilității de zi cu zi, a fiecărui pas din viața voastră. Și e greu. Eu vă spun că și deci, dar de ce să vin mai eu de bine în timp? Nu pot să dau și-o vina pe altcineva? De ce trebuie să fie? Tot ce îi se întâmplă eu de bine. Mă enervează unul, tot eu sunt de bine. Da, dar dacă stați o secundă și analizați, o să vedeți că tot de acolo, tot aici, tot eu am zis sau am făcut sau am creat o situație care a venit ulterior peste mine. Și mie nu-mi place să dau sfaturi, dar înainte să facem acea meditație cu îngerul păzitor care abia așteaptă să vă ducă într-un loc frumos, vă spun doar părerea mea. Spuneți oamenilor pe care iubiți mai des te iubesc. Și să fiți convinși că totul e exact așa cum e să fie. Și chiar dacă există situații în viața voastră unde vă e greu, de la iubire, job, viață socială, familie, copii, înseamnă că e o experiență prin care e necesar să treceți. Și dacă nu vă pierdeți credința, pentru că de obicei experiențele astea, cu cât credința e mai mare, cu atât experiența e mai bruscă și dură,
dacă nu vă pierdeți credința și nu uitați că sunteți fiii lui Dumnezeu și că El vă iubește, indiferent, atunci înseamnă că ați mai făcut un pas. Și aduceți-vă aminte de bucuria de a trăi, pentru că este foarte important. Creați-vă acea bucurie dacă nu o aveți. Creați-o efectiv, zilnic, 5 minute, 1 minut, o secundă. Creați-o la început și extindeți-o. Și în momentul în care, nu știu, cum sunt eu, când dă soarele, deci pot să fiu... Bine, unii ar zice că sunt meteodependentă, poate, dar acum am început să iubesc și celelalte zile în care nu e chiar atât de frumos afară, dar când dă soarele, indiferent ce aș face, eu știu, când dă soarele, eu trebuie să iubesc. Nu trebuie, că nu trebuie nimic în viață, dar trebuie că vreau eu. Trebuie să iubesc. Exerțați și zâmbetul. Și credeți-mă că la începutul seminarului mă gândeam că va fi un seminar, am și pus șervețele de acolo. Va fi un seminar în care voi plânge. Și n-am plâns. În altele nici nu mă aștept să plâng și plâng. Dar știți de ce n-am plâns? Pentru că am simțit toată căldura și iubirea noastră îndreptată spre mine. De obicei, eu îndrept și simt oamenii din jur și atunci când simt pe cineva care are ceva sau are nevoie de să plângă și nu plânge, plâng eu. Dar astăzi am simțit exact invers și vă mulțumesc pentru asta. Și o să facem o meditație, după care o să vorbim puțin. Să fie o meditație un pic mai dure de cealaltă. O să începem tot, așa cum începem toate meditațiile. O să vă rog să stați cu ochii închiși pe parcursul meditației. Chiar dacă poate pierdeți un pic călătoria, e important pentru ceilalți să se creeze o unitate. Eu mi-aș dori să faceți călătoria până la capăt. Și o să vă spun de ce, după, că nu vreau să vă influențez. Respirați adânc. Simțiți cum lumina divină, aurie, strălucitoare, vine și vă înconjoară. Prinde tot corpul și vă face să străluciți. În spatele vostru vine Îngerul vostru păzitor. E atâta iubire necondiționată în jurul vostru, atât de frumos și de luminos este totul. El vă cuprinde cu aripile sale mari și vă șoptește la ureche
am fost întotdeauna aici. Sunt îngerul tău păzitor. Te iubesc necondiționat. Ești minunat așa cum ești. Lasă-mă să te port într-o călătorie. Îl chemăm și pe Arhanghelul Mihail pentru protecție, dar și pe Rafael pentru vindecare, pentru cei ce au nevoie. Vă așteaptă o navetă de culoarea pe care o doriți dumneavoastră, în care urcați împreună cu îngerul dumneavoastră păzitor, cu Mihail și Rafael. Naveta se ridică, călătoriți. Această călătorie alături de doi arhangheli și un înger. Naveta aterizează într-un lan verde. Coborâți și puțin mai în față vedeți o căsuță. Aceea este casa sufletului vostru. Puneți mâna pe clanță și deschideți ușa, intrând în camera sufletului vostru. Uitați-vă cu grijă de jur împrejur. Observați obiectele. Dacă simțiți nevoia să adăugați obiecte, adăugați-le. Observați lumina, culorile. Dacă vreți să faceți curat, faceți curat. Această cameră mai are o ușă. Mâna pe clanță, deschideți și vă treziți într-o grădină. Acea grădină este locul vostru secret din suflet. Observați cum este grădina. Observați de asemenea culorile. Adăugați acum. Îngerul vostru păzitor vă face semn și vă conduce către un foișor. Acolo pe foișor, pe masă, există un obiect. Luați acel obiect în mână. Acel obiect este amuleta voastră pentru bucurie, pentru fericire. Pe masă există un buchet de flori. Acela este darul îngerului vostru păzitor pentru voi. Bucurați-vă de florile acelea.
îmbrățișați din nou îngerul și îi mulțumiți cu recunoștință pentru dar. Vă întoarceți încet spre naveta care v-a adus aici. Mulțumesc cu recunoștință Arhanghelului Rafael, rugându-l să vindece tot ce nu era vindecat în suflet. Îi mulțumiți lui Mihail pentru protecție. Și începeți călătoria înapoi. Când sunteți pregătiți, aterizați, luați la revedere de la îngerul vostru păzitor. Vrea cineva să ne împărtășească din călătorie? Nimeni? Nimeni nu vrea să ne spună cum era în fața, în camera sufletului, cum era grădina. Narcisele sunt florile mele preferate, dar eu tot, probabil că ei dau trandafirile mele preferate. Te mai spune cineva? Măcar amuleta ce era, mai îndrăznește cineva să spun? O cană. De, o cană. O cană? O cană. Ce frumos. Pentru că ea, de fiecare dată când va lua o carte în mână, își va aduce aminte de această meditație. Știu că poate vi se pare ciudat, dar aveți încredere. Când va lua o carte în mână, își va aduce aminte de această meditație și va avea acel moment de bucurie. La fel și tu. S-ar putea ca undeva să ai o cană, care atunci când pui mâna pe ea, să-ți dea un moment de bucurie. O ai deja? Ai o cană ta specială cu care bei cafeaua, ceaiul? Da, o cană.
Asta vezi, ești norocoasă. Dacă îți plac, înseamnă că de fiecare dată când o să pui mâna pe canul, să zici, asta e momentul meu de bucurie. Pe ziua de azi. Și poate o să ai mai multe. Alta amuletă? O pană, din aceea care se scria pe planuri. S-a scris cuvântul, am scris cuvântul iubire. Totul era multicolor, deci la mine și căsuța și grădina multicolore, narcisele au fost. De fapt s-au sugerat că am auzit cuvântul, nu vedeam narcise, vedeam ceva multicolor. La mine tot era un curcubeu acolo și pana asta care... Te-ai gândit să scrii ceva? Nu știu, dar... Tu, în tine, în sinea ta, ai această idee că ai vrea odată cândva să scrii o carte sau un blog sau ceva? Mai mult de spus. Aș spune multe. Da, e o modalitate, da. Oricum, pana aia îți vine din altă viață, îți dai seama. Unde probabil ai scris multe. Da, 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 o vedeam atât de clar. Da. Și oricum ești, eu știu, adică te cunosc și știu că iubirea este și... țelul tău. E clar că ești pe drumul cel bun. Pentru că, da, într-adevăr, iubirea este răspunsul. Și tot ce facem, dacă facem cu iubire, și nu vă gândiți acum la iubirea aceea manifestată, nu știu, în mod dramatic, sau care să iasă în ochi, pur și simplu cu iubire, până și când curățăm cartofi. V-ați gândit că atunci când gătiți, tot ce simțiți voi în momentul ăla, puneți în mâncare și dați la toți? Mm-hmm. Știți că eu de câte ori sunt nervoasă în ultimul an, de câte ori sunt nervoasă și vreau să gătesc, din diferite motive, că n-am, mai e nervoasă mă. Și vreau să gătesc cina copiilor mei, de exemplu, mă tai. Bine. Eu, cine n-a mai fost la seminarele mele, cred că am mai spus și spun încă o dată. Să știți, cauza și efectul sunt imediate. Până acum mai aveam șanse inclusiv să le ducem în altă viață. Nu mai așa. Cauza și efectul sunt imediate. Mai ales pentru cei care își dau seama. Adică e pe genul, măi, nu știai să faci la o liță și făceai pe tine. Asta e. Da, nu te cer, nu te bat, nu te pun la colț, că nu știai. Dar dacă te-ai învățat să faci la o liță, știi să faci la o liță, dar tu faci pipi în pantaloni, stai la colț. Și nu e o amenințare. E doar cum merge energia. Aveți grijă ce vă doriți, aveți grijă cum gândiți, și aveți grijă cum iubiți. Pentru că așa cum iubiți, așa primiți înapoi. Exact cum ar trebui să iubim. Fără atașamente, fără așteptări, fără a judeca, necondiționat. Așa cum ne iubește. Așa cum suntem noi iubiți de ajutoarele divine din jurul nostru. Până atunci, începeți așa, zi de zi, să vă găsiți un moment sau 5 minute de bucurie pură. Și să spuneți, la sfârșitul zilei, să faceți așa o retrospectivă și să spuneți, a, momentul meu de bucurie din ziua asta a fost ăla. Dacă la sfârșitul zilei vedeți că nu ați avut niciun moment de bucurie, creați-l a doua zi. Adică lucrați cu voi. Pentru că și papagalul, dacă îi spui un cuvânt de 1000 de ori, îl repetă. Da? Vă dați seama că și noi putem să schimbăm tiparele. Durează, dar putem. Bucuria de a trăi e, de fapt, singurul lucru pentru care merită să trăiești, nu? Iubirea și bucuria de a trăi. Eu când spun bucurie de a trăi,
nu știu, poate voi vă gândiți așa, a, da, sunt viu și sunt bucuros. Nu la asta mă refer. Pur și simplu să spui, mă bucur că sunt acum aici. Și că sunt asta, mă iubesc, mă accept și că sunt înconjurat de oamenii ăștia, fiecare cu ce are să mă învețe sau eu pe ei, mulțumesc, Doamne, cu recunoștință. Și recunoștința e la fel de importantă, să știți. Inclusiv când aveți bani în mână, spuneți mulțumesc cu recunoștință. Când faceți o plată, mulțumesc cu recunoștință. Și să-i dați cu energie pozitivă. Că nu aveți de unde să știți unde ajung banii aia, cum un muncitor, un zidar, care a muncit cu mâinile în frig, ajunge să ia banul ăla pe care voi l-ați dat, ca să ducă să dea de mâncare la copiii lui. Deveniți responsabili de energia care este în voi și în jurul vostru. Și pentru că este Crăciunul, vă mulțumesc că sunteți aici. Fiind aici, ne ajutați pe noi să facem un gest frumos copiilor de la Îngeral. Și sunt convinsă că ei v-ar mulțumi, așa că eu vă mulțumesc. Nu așteptați să fie Crăciunul ca să faceți gesturi frumoase. Și nici nu vă gândiți că un măr sau o pâine nu e suficient. Sau o ciocolată. Nu vă gândiți, a, aș avea nevoie de vreun milion de euro ca să fac acte de caritate. Nu. Cu siguranță, la colțul străzii, există un om care se bucură de pâine. Mai ales dacă o dați din suflet. Vă doresc sărbători fericite. Și vă mulțumesc încă o dată pentru liniștea asta pe care mi-ați dat-o în timpul seminarului. Mulțumesc mult! Crăciun fericit și un an nou cu iubire. Plin de iubire și de lucruri frumoase. Doamne ajută să facă voia Ta, Doamne, dar să fie o voie. Știi? Facă-se voia Ta, dar... Și am anulat tot ce am zis. Nu, da. Ne facă-se voia Ta pentru binele nostru suprem, așa cum e mai bine pentru noi. Și dă-ne și semne ca să ne și prindem. Mulțumesc! O seară frumoasă!